бачу, смотрю. И вот сейчас я в зимней работе, я бы его снял, поставил бы на зарядку, он бы зарядился, чтобы на четверг была машина на ходу. Понимаешь? Все равно я вечером поставлю его, посмотрю в сторону его. Скат сзади лысый, еще накачанный от души. Потому что везде прорезь есть. Я говорю, Алис Семен, когда держишь пролёвку, скажите болванам, чтобы не бросали, блядь, бросают штыри, нахуй. Они становятся как хочу я, как хотят они. Они замерзают. Я уже один скат порезал, блядь, новый скат. Там флиппер, если они накачанные, флиппер там делает такие дела, он опять. Колорица пала прибаварна. А че конструя скачь? Пульфак, флипти пульфак. Чего? А на хворост углядывай здесь, ну нормально прямо. Остащи. А машины почистили, не менял пустыли, и ову спустя. Как проснуто на пляж лара это. Я, кажется, душа, ну, сам пуля ящик. Critică între 16 și 26 de luni, când limbajul copilului se dezvoltă cel mai rapid. Indiferent de vârstă, este important să copiii în mod regulat. Există atât de multe subiecte de discutat, cum ar fi sentimentele, ideile, școala, prietenii, interesele, amintirile și evenimentele curente. Faceți un efort să adresați întrebări deschise pentru a ajuta să se exprime. Fimat, dat galop, sigur, scos canivalul. Și am ușit între să pe altcineva, da? Cine să fie vechi cu 2000-3000 de lei? Da. Eu te-am făcut două mașini și eu am 3000-4000 de lei zaplați. Mă fut o mașină lui. Stă-mi de pula, stă-mi de pula. Da. Horul s-a dat aici tot așa? 2000 de lei și noi, blete. A, și voi strâns. Părat o cărară și eu revenit 3000 și eu dat valiera 3000. Dar cui ai dat copii banii ăștia? Fiorsul. A, lui Fiorsul. Fiorul matur, da? Da, ai păr la curte, mă. Nu, am vedere, nu de 25 de ani. Are o 30 de ani, nu știu ce am eu. Căroci! E că așa eu cum zic. Cum vedeți, eu pe acasă am curățit canalizarea. Am chemat o mașină care costă la noi 400 de lei, era 250, acum s-a scumpit până la 400. Și iacă vreau să vă arăt cum ai făcut canalizarea la noi la țară. Primarul nu vrea să tragă canalizare centralizată. Și am ajuns vă povestesc, vă arăt care este tema la noi de canalizare în sate. Iată aici, la mine, e țavă de apă, e ca așa țavă, am robinet, negătălăi, și vine apă în casă, se duce iată pe aici, se duce în casă și legat cu apa. Am baie, viceu și lăvoar și mai departe. Aici, iată aici unde e viceu. Iar acolo este o gaură unde bag furtunul și trage canalizarea. Și iată azi a fost mașina și ne-a luat canalizarea undeva în jur la 6 toane. Iată de aici o trage. Iată aici la mine e gaură și toată apa vine aici și viceu și tot. Și iată merge țava de canalizare iată de aici. Iese și se duce iată tocmai încolo unde este câine meu. Am ușa să arăt mai departe unde se duce ea. Cum lucrează canalizarea mea. Iată merge de acolo țava de 110, iată așa pe grădină, unde este câinile, în grădină șade, nu știu cine o da voi, și iată merge pe acolo, iată pe aici, unde sunt florile, și se duce
Este nu-și vă arăt. Se duce. Iată aici. Iată aici este o groapă care se vede țava. Ia câtă o, care vine din casă. Intră în groapa asta, în fântâna asta și mai departe se duce la vale. Iată încolo merge. Aici la mine este făcut apă, merge. Iată, este un robinet pentru apă de vară. Iată aici furtunul, robinetul și iată se duce în casă, încolo. Iată așa, numai că este apă aici, nu știu de ce. Iată aici la mine vine apa, iată-i cazanul. Vine apa, țavă la cazan. Am căldură aici în bucătărie și merge mai departe pe sub pământ. Și iată se duce, iată aici am lăvoar cu apă caldă. Aici am baia, iată așa arată baia. Cabina de duș. Aici am mașină de spălat, tot o folosesc. Iată așa arată mașina, se numește Volser. E procurată de la noi la magazin. Noi avem un magazin de electrocasnice. Aici eu am făcut țavă pentru canalizare, pentru WC-ul. Am să cumpăr un unitaz, un closet și am să-l instalez aici. Iată așa este tema la noi. Ne chinuim în fiecare două luni de zile. Eu trag curăț canalizarea, dar necătând la aceea că primarul ne-a promis ca să avem canalizare centralizată, dar cu părere rău nu ne-a făcut. Iată acolo, vedeți o țavă, dacă este o țavă pentru curățit. Iată acolo eu, dacă în caz că se bate, am tros și curăț, iată acolo. Special pentru curățet, undeva până la fântâna aceea, e vreo 10 metri. Aici, asta am făcut la fel. Iată aici, la fel, este o țavă care iese afară, iată acolo, lângă gard. Sură de culoare, acolo la fel este un capac, care eu, în caz de săbate, am scos capacul și am curățat-o. Tot la fel, undeva 10 metri până acolo. Adică de aici, în caz că se bate, eu pun trosul curat în culo, dacă se bate de acolo, din casă, bag trosul și până aici. Și iată așa, merge țava la mine mai departe, iată merge pe aici, pe sub pământ, pe sub trotuară, se duce acolo. Încă n-am folosit-o, dar am de gând anul ăsta să o folosesc. Și iată așa ne chinim noi la țară. Satul nostru este 10 km la orașul Chișinău și iată nu vor să ne tragă canalizare. Nu știu, v-a promis primarul, dar mai a doilea termen, activează el în satul nostru și îi promite, promite, dar nu face nimic. Și iată așa trăim noi la țară cu canalizare privată, care singur ne chinuim. Prețul a fost de 250 înainte, anul trecut, acum s-a scumpit până la 400. Mulți oameni se revoltă, spun că e foarte scump, dar n-ai încotro. Ne folosim așa ceva. La noi a venit primăvara deja, e cald, azi este undeva în jur la 20 de grade. Iată cățelușul meu, când am curățat canalizarea, el a ieșit afară în drum, jumătate de oră s-a plimbat, așa e băunică. Acum au venit acasă. Și aici termin informația mea despre canalizare care e instalată la țară. Majoritatea oameni de la țară au așa canalizare, groapă, o curăță, permanent, care o dată în lună, care o dată în două luni, depinde și groapa ai făcută. La mine groapa este undeva în jur la 6 tone. Tunul ăsta vreau să-l pun aici, pentru că vine vara, primăvara. Să avem apă afară, iată aici e un lăboar pentru vară, tot l-am făcut eu. Și iată vreau să instalez țava. Iacă așa mă chinui, acum și încercăm să o punem la loc. Iată așa o băgăm aici, în locul ăsta. Așa. Dar pentru dânsul ai făcut? Hai comentează măcar, fără...
Nu, nu pentru ce? Eu nu merit așa ceva. Comentează. Pentru invalid. Spune, doamnă, comentează. Păi tu comentează, vorbește, că nu. Comentează și ce ați făcut voi aici, Costi? Bine, și cazi. Îi Costi că e ocupat, am noarte. Unde e el? Mai scurt am făcut valier pentru așa la invalid, da? Da, uite ce face el acolo, urla dânsul, urla dânsul. Uite să o băgați plasa și uite-l. Tu îl vezi? Băi, și tu? El sapă. Nu, du-și și-l scoate. El sapă în grădină, tată. Serios? Du-și și-l scoate. Nu mai spus tot. El sapă, ia așa. S-a pus pe cuș sapă. Mai scurt am făcut noi valierul foarte bun. Și mai departe, în video am și așa. Iată, aici am făcut curățenie la terasa noastră de vară. Și ești chip de Crăciun să facem un frigărui. Am spălat, am curățit după iarnă, gre, cu omăt. Aici am un dulap care l-am scos din casă și mai din casă al zvâr. Iată masa unde noi stăm. Am să mâncăm frigărul aici, sunt două biciclete a copiilor mei. Unul a plecat pe hotare și nu știu dacă n-a să o iei cu dânsul, poate eu îi trimit cu o mașină. Și iată masa este pentru frigărul. Cred că dacă și cald de Paște, îmi faci și îmi stau la masă afară. Iată, în sfârșit am făcut rubinetul. Aici la mine erau două rubinete. Iată era așa asta. Și că s-a stricat. E că a ieșit aistia și nu merge. Și eu am luat și am lăsat numai unul. E că tăl așa arată el. Se poate zvârlit. Dar am observat că rubinetele astea, uite că s-au făcut în China, undeva un an de zile, un sezon, țin și gata, le zvârli, momental. Nu țin mai mult. Și iată, am lăsat numai unul, e că noi punem cu de asta, noi îi spunem bacle, nu știu cum se mai zice, e că e mai bună, în magazin se vinde un fel de lentă, dar stipișă întrânsă că nu-i bună. Și iată așa ea, am pus așa ceva și vara noi ne folosim permanent. Și iată, nu și facem încercare, ia să dăm ascultă, o, aute și presiune, uitați-o și presiune are apa, yes? Iau și de tare, bate. E ca așa curge apa la noi vara, numai că păreri de rău apa asta nu de băut, dar de dat la păsări, de spalat, de băiet, de băut nu-i bună. Și iată așa lucrează, e ca se închide, poc și gata. Și e ca toată vara până în luna noiembrie noi avem apă. Tehnică îi zicem, udăm cu dânsa și așa mai departe. Iată furtunul, l-am instalat. Iată așa l-am instalat. Acuși, acum am să vedem dacă merge. În 5 minute este instalat. Azi este o zi foarte caldă și m-am apucat să tai trandafirii. Și ne pregătim de primăvară. Acolo la mine doarme câinii.